Astăzi avem un invitat foarte, foarte special pentru mine și pentru sufletul meu. Este domnul Mircea Dogaru, un istoric și scriitor român, colonel în rezervă, doctor în istorie militară, membru în Consiliul Director al Asociației Europene Dimitrie Cantemir, fost cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Militară. Pentru dreptul de a supraviețui ca popor, națiune și țară, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, fraților plecați acolo, care nu sunteți o emigrație normală, ci una foametei, așa cum spunem noi aici, faptul că sunteți acolo a fost de mult plănuit și reușit de cei care vor doar bogățiile României, nu și populația ei. Ca istoric, istoric militar, consider că suntem o țară ocupată și sistematic distrusă. Și mai consider că vina este a noastră, a tuturor, a generațiilor de astăzi, că ne-am lăsat prostiți, delozinci, manipulați și n-am pus întrebarea istoricului. Cui folosește? Singurul adevăr pe care vi-l transmit astăzi este cel rostit de Eminescu. Țara aceasta este rodul muncii unor zeci de generații de români și ea aparține altor zeci de generații de români care vor veni. Țara aceasta s-a întins cândva până la Săruna, astăzi Tesaloniki. Țara aceasta s-a întins cândva până la Cracovia, capitala goralilor, care astăzi au aprins ieri și astăzi au aprins luminile tricolore pe clădiri. Țara aceasta s-a întins până dincolo de Nipru, partea de răsărit a țării Moldovei, numită țara de la margine, în slavonă, Ucraina, a fost furată de ruși la 12 septembrie 1740. La nord a fost Volânia, țara românilor volohoveni sau bolohoveni, care a fost răpită la 1791 și despre care nu știm nimic sau nu vrem să știm. Pe lângă cei 44.500 de kilometri pătrați ai Ucrainei sau țării de la margine, numele avea să fie extins de serviciile germane pe un teritoriu imens ulterior, în 1791 a fost răpită a treia halca a Moldovei lui Ștefan cel Mare, așa cum o moștenise de la înaintași. Transnistria, 69.000 de kilometri pătrați între Nistru și Bug. Vorbim doar de Basarabia, care a fost răpită abia în 1812, dar al cărei nume l-a inventat țarul Alexandru I la tratativele cu Napoleon din 1807, când a încercat să-i păcălească pe francezi și să ia principatele române, numite corect Țara Muntenească, nu Țara Românească, Țara Muntenească și Țara Moldovei. Napoleon n-a fost de acord pentru că erau țări libere, state libere, care fuseseră aliate turcilor și îi trădaseră. Au cerut rușilor să ceară compensații de la Imperiul Otoman teritorii turcești din Dar al-Islam. Și atunci rușii au cerut Basarabia. Întrebați unde se întinde Basarabia asta? Au spus că între Siret și Nistru, între Hotin și Chilia. Basarabia era doar fâșia litorală Dunării Maritime, de la vărsarea Siretului până la Chilia, de vreo 10 km lățime, deasupra ei era Bugeacul. În 1807 a inventat-o, în 1812 a luat-o. Știți câți avea Basarabia, câți kilometri pătrați? 45.630. Știți cât are astăzi Republica Moldova, pe care o numim Basarabia? Cu tot cu 4.200 de kilometri pătrați din Transnistria, 31.000 de kilometri pătrați. Ceea ce înseamnă că aproape jumătate din zisa Basarabie se află în așa zisa Ucraina, în traducere la margine. Un popor care se cheamă la margine, o limbă care se cheamă la margine, o țară care se cheamă la margine. Mintea dictatorilor este diabolică. Dacă nemții au inventat Ucraina pe teritorii românești, lituaniene și poloneze și s-a produs acolo o puternică deznaționalizare a tuturor acestor popoare, Stalin a inventat și el, Moldova. Iar noi, din lașitate sau necunoașterea istoriei, am acceptat existența acestui stat sovietic, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fosta Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească din Transnistria, inventată la 1924 ca un cap de pod pentru cucerirea întregii Românii, am acceptat-o în 1991. Visul lui Stalin s-a împlinit după zeci de ani de rezistență. De ce oare n-am făcut ca grecii?
Nu acceptăm, spuneți-i, fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, Fyrom. În apus ne întindeam până la Balaton, lacul cu nume tragic. În momentul în care germanii au devenit vecinii noștri, ne-au statuat granița pe Tisa, între Tisa și Dunăre, fiind locul unde românii, adică romanii răsăriteni, se întâlneau cu romanii Europei Centrale, adică romanși sau romanzii de astăzi. Primele cronici din timpul lui Carol cel Mare până la Marea Istorie din 1250 a lui Rudolf din Ems vorbesc despre vecinii Imperiului Carolingian. Rumania, România care se întinde de la Tisa până la Nipru. Ce vreau să spun, că nu ne cunoaștem istoria. Vorbim despre România Mare. România de la 1918 n-a fost o Românie Mare. Planul Unirii, singurul român care a îndrăznit să-l urmeze pas cu pas a fost Mihai Viteazu, care a fost recunoscut ca rege, ca principe ereditar, până la Nipru, care a luat Pocuția în timpul tratativelor românească, care a luat și nordul Dobrogei, care a fost declarat rege în Epir, care a fost declarat rege în Balcanii, al tuturor românilor. Acest Mihai care a stăpânit până la Tisa și a cerut germanilor să plece din Seghedin, din Hust, din Chiuar și din Debrețin, care sunt orașe care au ținut de Transilvania și care sunt ale lui. Planul lui Mihai Viteazu a fost unirea Moldovei și Muntenii la început, obținerea independenței față de poartă, prinderea în creștea Ardealului. Abia după ce Andrei Baturi a devenit adversar pe față, a fost obligat de strategia militară să pătrundă întâi la nord de munți în Transilvania. Planul lui Mihai Viteazu este cel care a fost urmărit de generații de români până în 1918, când a fost îndeplinit. În veacul al XIX-lea, ardelenii, românii de acolo din Ardeal și ceilalți muntenii și moldovenii spuneau: vom uni cele două blocuri. Întâi vom uni Muntenia, Moldova și vom recupera celelalte teritorii din Răsărit și în Nord, pentru că și în Nord și în Răsărit mai sunt două românii, astăzi în prag de dispariție totală prin deznaționalizare, în timp ce frații din Vest vor proceda la fel și vor face sub egida împăratului un guvern, o armată, o țară unită cu un cap bisericesc și cu unul laic. Când cele două corpuri ale neamului românesc vor exista, nimeni nu va mai putea reuși să le împiedice să se unească. Acesta a fost planul în veacul 19. În 1918 am reușit cât am putut și cum am putut. În primul rând, vorbind de România Mare, în condițiile în care ne-am tăiat mâna stângă, am renunțat la frații de dincolo de Nistru. Să știți că adevărul este că cei care au făcut unirea n-au fost politicienii, ci militarii, cei 300.000 de militari disponibilizați din armata țaristă, care au făcut congresul ostășesc la Odessa și la Chișinău și care au inventat marele sfat național, inclusiv componența, și care au stabilit programul de unire. Au dat jertfe grele. Murafa și Hodorojea, primii conducători, au fost asasinați de detașamente mixte de bolșevici și eseri, pentru că ei, frații noștri de acolo, aveau de luptat cu Ucraina Albă, invenția serviciilor germane, cu Ucraina Roșie, preluată de Lenin, că i-a plăcut ideea, cu Rusia Albă și cu Rusia Roșie. S-a creat Frontodelul și Rumcerodul, front al sovietelor pentru lupta împotriva românilor pe frontul românesc de pe Nistru și de la Odessa și al Mării Negre. Au fost eroi de care n-am știut, de care n-am auzit, pe care i-am uitat dacă am știut că ne-a fost frică. Maiorul Catele, de exemplu, lichidat de cu întreaga familie de un agent care și-a dezbrăcat haina de ofițer Gestapo când au venit trupele sovietice în 1944 la Viena și și-a luat uniforma de ofițer KGB. Se numea Denis Patapievici. În momentul în care, de frică să se întoarcă în Polonia natală, a optat pentru România, unde a devenit banchier, și a schimbat prenumele în Dionis. Aceasta este istoria reală. Respinși, nistrenii s-au organizat singuri la 1917, în decembrie. Glasul lui Toma Jalbă, liderul lor, ar trebui să ne răsune în urechi peste veac. Dar eu vă întreb, fraților, către congresul ăsta de la Chișinău, care sunteți moldoveni,
Cum ne lăsați pe noi moldovenii, cei ce suntem rupți din această țară, să trăim pe celălalt mal al Nistrului? Noi rămânem ca șoarecele în gura motanului, dar să știți că mai bine vom muta malul Nistrului și vom trece apa dincolo de pământul nostru, căci mai bine să-și schimbe râul cursul decât să rămânem noi despărțiți unii de alții. Și au proclamat un congres național românesc la Tiraspol. Uzau de dreptul popoarelor din Rusia dat de Lenin, numai că însărcinat-o cu drepturile popoarelor la autodeterminare, dat pe 14 noiembrie 1917, a fost Stalin, care i-a proclamat pe toți trădători și capitaliști, a invadat Transnistria și a omorât pe toți știutorii de carte români, preoți, învățători, foști militari. Și la Alba Iulia au fost delegații ale nistrenilor care strigau: dar pe noi cui ne lăsați? Tot la Alba Iulia au fost delegații ale românilor de dincolo de Tisa, din Maramureșul istoric, de la Teaceu și Răhău, azi Teaciv și Răhiv, sau de la Munca, ce astăzi Mucacevo. Apropo, Munca nu este un cuvânt ungăresc, este românesc. De la Munca sau Truda, pe care au trebuit să o depună maghiarii ca să cucerească cetatea Ungului sau Ungoarului, de unde le vine numele. Alt cuvânt românesc, deoarece pusta face acolo un unghi. S-a căsătorit cu românca, fiica ducelui de Ung și celelalte, și începe etnogeneza ungară. Pentru că noi români am contribuit cu sânge, cultură, civilizație la formarea tuturor popoarelor care ne înconjoară, restrângându-ne. Au întrebat românii veniți de dincolo de Tisa, din dreapta Tisei, care au luat trenurile pentru că autoritățile fugiseră, au venit pe jos, au venit cu carele: pe noi unde ne lăsați? S-a spus asta la Alba Iulia. Au întrebat românii din Timoc, acolo unde primul sârb a pus piciorul în 1834, iar în 1839 a început lichidarea românilor. Ilia Garașanin, primul ministru al Sârbiei, pe care noi am ajutat-o cu armele să se întemeieze în răscoalele anti-otomane, a proclamat că dincolo de Drava nu mai exista, nu va mai exista până la Dunăre niciun alt etnic decât sârb. Și au lichidat tot ce se putea, nici în ziua de azi, frații noștri de acolo nu știu să scrie, să citească în limba română. Ultimul preot lichidat a fost spânzurat pe un stâlp cu o tăbliță prin care se spunea că opera s-a încheiat. Cum de-au reușit? Dar se vlase nesiete ca vlahii sau românii să nu se prindă. Aceasta a fost politica pe care au numit-o război în noapte. Ne-au folosit, ne-au manipulat, ne-am bătut în linia întâi, ba în armata turcilor contramilitar grențe a nemților, ba invers, am luptat ba în armata bulgară împotriva sârbilor în linia întâi, ba în armata sârbilor împotriva bulgarilor, tot în linia întâi, și în final noi suntem cei care am pierdut. Cum de este posibil? Pentru că cronicarii noștri, de la primul până la Cantemir inclusiv, ne-au lăsat un sfat pe care nu-l urmăm nici în ziua de astăzi. Anume, să nu ne lăudăm cu calitățile noastre, pentru că fiecare popor are calitățile lui. Să ne asumăm defectele, nici în ziua de azi nu ni le asumăm. Zice Cantemir: dragostea ce avem pentru patria noastră ne îndeamnă pe de o parte să lăudăm neamul din care s-a născut, iar pe de alta dragostea de adevăr ne împiedică în aceeași măsură să lăudăm ceea ce ar fi după dreptate de osândit. Le va fi lor, adică românilor, mai folositor dacă le vom arăta limpede în față cusururile care îi sluțesc decât dacă i-am înșelat cu lingușiri blajine și cu dezvinovățiri dibaci. Din această pricină vrem să mărturisim curat că noi, în năravurile noastre, în afară de credința cea adevărată și ospeție, nu găsim prea lezne ceva ce am putea lăuda. Năravurile bune sunt rare la ei, trufia și semeția sunt muma și sora lor. Nu cunosc măsură nimic, dacă le merge bine, sunt semeți, dacă le merge rău, își pierd cumpătul. Este o carte pe care noi am lansat-o în 2018, când clasa politică și-a bătut joc de centenarul Marii Uniri. Noi, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, am făcut cu aliații noștri civili din toate sindicatele, membri ale Consiliului Național al Societății Civile și cu Asociația Dimitrie Cantemir, acțiuni în toată țara, pentru că cineva trebuia să o facă, iar războiul nu înseamnă să tragi cu pușca. Războiul ăsta se poartă cu cuvântul și cu imaginea. Tot atunci, pentru că s-au lansat tot felul de prostii în Europa și în lume,
de către secesioniști, în special pe temele Trianon și Secui, cu ocazia venirii papei, pregătită an de zile la Șumulău, unde trebuia să înceapă ceea ce n-au reușit atunci, ar fi trebuit să reînceapă anul acesta pe 10 martie la Târgu Mureș cu 100.000 de veniți din toate colțurile lumii. Din fericire a venit COVID-ul și am scăpat. Noi am lansat în replică Secuii, poporul furat, adevărată istoria secuilor, care sunt avari, urmașii avarilor, la bază, și foarte mulți români, foarte mulți sași, foarte mulți armeni, foarte mulți evrei, foarte mulți sinti, că purtăm o discuție pe tema asta. Numele real nu este nici țigan, a țigane se înseamnă creștin din Asia Mică, nu este nici rom, pentru că asta înseamnă roman din Rumelia sau Romania, ci sinti, acesta este numele. Și am mai lansat cartea Între Alba Iulia și Trianon, Ungaria tuturor cauzelor și războaiele de succesiune, 1918-1920. Pentru că nu ne cunoaștem eroii, pentru că ne scoatem din cărțile de istorie eroii și înlocuim cu tot felul de podlogari. Deci la 1918 am unificat mult mai puțin decât a reușit Mihai Viteazu. Am făcut ce am putut în condițiile date, cu toate marile puteri împotriva noastră. Iar în ceea ce privește Trianonul, păi e timpul să știm un lucru. La 1 decembrie 1918 a avut loc o adunare plebiscitară din punct de vedere al dreptului internațional, a unei entități statale reprezentate de toate teritoriile din monarhia austro-ungară, care au decis împreună cu toate celelalte popoare, la cererea lui Carol de Habsburg, ultimul împărat, ruperea oricărei relații cu cele două nații hoațe de pământuri, Germania, Austrieci și Ungurii, și luarea și de către români a destinului în propriile mâini. Au decis unirea printr-un act numit Declarația de la Alba Iulia, un act cu valoare de drept internațional, unire până la Tisa și Banatul întreg, chestiune precizată în declarație. Ce au făcut marile puteri? Păi s-au întrunit de vreo 4 ori și au trasat granițe. Jumătate din Banat a fost dat sârbilor pe motiv că granița e prea aproape de Belgrad. Toată partea de vest până la Tisa a fost luată și dată Ungariei. Din 7.500.000 de locuitori, Ungaria aceea avea doar 5,1 milioane unguri, inclusiv ungurizați între timp. Restul aparținau altor nații. În 10 ani au dispărut toți, inclusiv 800.000 de români rămași dincolo, că așa au decis marile puteri. N-au fost mulțumiți ungurii, s-au proclamat republică peste noapte, după ce până atunci erau regaliști și membri ai unui imperiu, partea unui imperiu. S-au proclamat în condițiile în care Occidentul a spus că trebuie să-i potolim, deci să-i cumințim cu intervenție militară. S-au proclamat comuniști peste noapte. Mihai Caroi, președintele, primul președinte mare republican, l-a adus pe Bela Kun de la Moscova, că era unul dintre agiutanții lui Lenin. Au scos comuniștii din pușcării și au predat puterea. Și s-a proclamat Republica Sovietică Ungaria, Republica Sfaturilor. A atacat imediat Slovacia și Cehia, unde a întemeiat și acolo Republici Sovietice, și a atacat Transilvania. Armata română, plecând în contraofensivă, a ajuns până la Budapesta. Cum? Pentru că armata română avea generali adevărați atunci. Generalul Moșoiu și-a băgat degetele în urechi și n-a vrut să execute ordinele venite de la București de a nu trece Tisa. Generalul Rusescu a trecut, a spart practic blocada făcută de mari diplomați occidentali și în goana cailor a intrat în Budapesta și până în centru nu s-a oprit, fixând în cel mai mare oraș, la Grand Hotel, cartierul general al armatei române. Ungaria a fost salvată de bolșevism, bolșevismul a fost înfrânt atunci de armata română. Românii au fost obligați să părăsească Ungaria și să o predea la cheie lui Miklos Horthy. Primul lucru pe care l-a făcut Horthy, care s-a proclamat întâiul fascist al Europei, astăzi e considerat mare democrat, în timp ce Antonescu este considerat criminal de război, că așa au vrut rușii. Deci primul lucru pe care l-a făcut, a cerut societății națiunilor dreptul de a apăra civilizația occidentală pe crestele Carpaților. În momentul în care s-a semnat tratatul de la Trianon, care rășluia pământ românesc în favoarea Ungariei, Iosif de Habsburg, tatăl acelui Otto de Habsburg, care ne amețea cu povești despre democrație și libertate în 1990, a dat semnalul nem nem șoho, nu niciodată,
au proclamat România drept dușman etern, au încheiat rapid tratative secrete cu Franța, care îi cedau pe 99 de ani toate minele de cărbune din Valea Jiului. Dacă îi vor ajuta, prin Maurice Paleolog s-a încheiat tratatul, dr. Holmoș de partea ungurilor, și să recupereze toate teritoriile românești până la Carpații Orientali. Dumneavoastră vorbiți astăzi despre eroi. Eroul Carol I este cel care, pentru titlul de rege obținut în 1881, nu pe 10 mai cum se minte, ci pe 17 mai, de la șeful familiei de Hohenzollern, a cedat prin tratat secret încheiat la Gastein și la Viena, în 1883, Austro-Ungariei, la presiunea Germaniei, toate teritoriile românești aflate în Austro-Ungaria. Bucovina, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, pentru totdeauna. În clipa în care a ridicat această problemă în Parlamentul României, până și filogermanii au spus nu, drept care s-a retras la... pentru că voia să intrăm în alianță cu Germania, împotriva Antantei, a Franței, Angliei, s-a retras la Sinaia, lăsa ferestrele deschise, era frica acum, era vreme de toamnă, rece, și l-au găsit dimineața țapă în pat, drept care ministrul de externe al Austro-Ungariei, Otokar Cernin, a spus cu regret: bătrânul rege a murit de război. Astăzi ne dăm peste cap măsluind istoria. Uităm marsezea românilor, îl uităm pe Radu Cosmin, ziaristul de război care a însoțit armatele române pe toate fronturile. Și cel care a scris poezia Vrem Ardealul, în 1914, poezia asta era considerată marseza românilor, revoluționa practic tot spațiul românesc, era trecută în Ardeal, acolo era preluată de către copii elevi de liceu. Aveau o lideră, Maria Puia, care lucra ca simplă dactilografă la Episcopia de la Blaj. Erau copiate în sute de exemplare, liceenii o duceau în gări și o băgau în rănițele soldaților români care mergeau pe front. Se produceau dezertări și așa mai departe. A fost trădată, că ăsta este obiceiul la noi la români, trădarea. S-a sinucis cu cozile, spânzurându-se de zăbrele, după ce a trimis un bilet preotului din sat să fie iertată pentru gest, dar nu era sigură că ar putea rezista la tortură și dacă ea vorbește, alți 100 or să cadă. Mai rețineți un lucru, dacă îmi permiteți. Este o carte document scoasă de un patriot român, Ion Dumitriu Znagov. Este primul tratat de istorie militară primit cadou de regele Franței Ludovic al XIV-lea, regele Soare de la Istanbul. Este o carte, un tratat de istorie militară făcut de Sigismund de Luxemburg în 1394 și importat pentru această hartă. În această hartă apare numele real al statelor române. La Transilvania scrie în trei cuvinte: Valahia Transioana. Pe Banat este scris Valahia, pe Moldova Valahia, pe așa zisa Basarabia Valahia, Valahia peste Muntenia, peste Oltenia și la sud de Dunăre. Rețineți, ce înseamnă Valahia? Nu înseamnă țară românească. E o nebunie când aud cântăreții Moldova, Ardealul și țara românească după un fals al lui HD. Înseamnă țara românilor. Toate erau țări ale românilor. Numele lor erau țara românilor de dincolo de Codru, Valahia Transioana, țara Moldovei, țara muntenească, Vlașcoe Zemlia, Multanska, Hovoșolfeld, țara muntenească. Niciodată Ștefan cel Mare n-a spus altfel decât Muntenia, țara muntenească. Pentru că și ea erau Valahie ca și Moldova, adică o țară a românilor. La ora actuală, după calculele noastre, mai trăim ca Românie în cam a 12-a parte din ceea ce era România, România după nemți sau țara românilor acum 1000 de ani. Cum am pierdut totul? Rețineți, apa trece, pietrele rămân. Fă-te frate cu dracu până trăiești puntea. Am pierdut totul și ne lăudăm că am rezistat apa trecând. Asta trebuie să nu uite românii. Roade piatra până nu mai rămâne nimic. Și când te faci frate cu dracu, la mijlocul punții te aruncă în hău. Deci, nu știu dacă m-ați auzit, repet, termenul de Romanus avea conotație juridică, nu etnică. Însemna om liber, cetățean. Prin Constituție, toți născuții liberi din 212 erau cetățeni, deci romani. De asta ne-am spus cu mândrie vis-a-vis de barbari, noi suntem romani, adică cetățeni, oameni liberi cu drept de purtat arma. Etnic, roman înseamnă, începe să însemne ceva prin român.
în momentul în care suntem înconjurați de marea slavo-asiatică. Și de ce am început prin a spune spaniolilor hermanos, adică frați? Nu numai datorită celor două componente comune, să spunem, celtică și romană, adică latină, oameni vorbitori de latină veniți ex toto orbe romano, ci și datorită contribuției românilor la apariția statului spaniol. Întrucât vizigoții, când au plecat de aici, au plecat cu foarte mulți români care încă nu erau creștini. Despre asta trebuie discutat, cu creștinismul nu apare peste noapte. Și apropo, nu doar Sfântul Andrei, ci și Pavel, ca Andrei o fi predicat el în Sciția Mică, adică Dobrogea, și la românii din nordul Mării Negre, dar niciun caz la Alba Iulia. În timp ce Pavel a predicat la sud de Dunăre, este o aberație că îl separăm pe Andrei de Pavel și ne punem o graniță peste brâu, lăsând românii de sud Dunăre deoparte. Deci plecând cu nume tipic trace, Buzes, Bonilus sau Romane, apropo, în secolul IV era un regat românesc vechi, în Banat, al cărui rege se numea Zizais, iar al cărui vicerege se numea Romon, adică Romanul. Au plecat cu astfel de nume, împreună cu vizigoții care în 415 au intrat în Spania, au trecut Pirinei, în 418 au creat primul regat în nordul Spaniei de astăzi, pe insulele Iberice de astăzi și sudul Franței, cu capitala la Toloza, Ataulf, l-a creat, după care va fi extins în anii următori, sub Euric, în întreaga peninsulă iberică. Un astfel de nume este cel mai cunoscut nume spaniol de astăzi. Este moștenire de la noi. Diego vine de la Diegis, nume trac. Fratele lui Decebal se numea Diegis. Cu astfel de nume s-au dus românii vechi alături de vizigoți în Spania. Deci, a treia componentă care ne leagă de spaniol și de toate populațiile din peninsula iberică este componenta românească veche. Sunt lucruri demonstrate de Macra și de alți istorici cu zeci de ani în urmă, dar care nu-și fac un loc în manualele falsificate de istorie. Întrucât istoria, și cu asta închei, are două componente, două fațete. Istoria reală, la care românii nu trebuie să aibă acces și numai românii, toate popoarele, și istoria politică, aia care manipulează. Ori, din acest punct de vedere, eu ca istoric am lansat termenul, văzând ce s-a întâmplat cu noi în ultimii 30 de ani, este din ce în ce mai greu să prevezi trecutul. Se schimbă de la o guvernare la alta. Cine știe, cine cunoaște adevărul, este liber. În momentul în care îți construiești viitorul pornind de la o minciună, ești sortit eșecului și dispariției. Aș vrea să atrag atenția românilor plecați în afară, pentru că așa au vrut alții care ne-au furat tot ceea ce se putea fura din această țară, să ne lase fără posibilități de subzistență, să le amintesc exemplul sârbilor, care în primul război mondial au pierdut totul, s-au retras în insule, apoi și-au recucerit țara metru cu metru. Mă gândesc că noi rezistăm cât mai putem aici, prea mult nu știu cât mai putem, învățământul ne-a fost distrus și copiii noștri sunt puțin tăl spălați pe creier cu învățământul la distanță, mai ales acum teleînvățământul online, care este o prostie. Da. Noi putem și nu putem să le sublinim locul profesorilor și contactului direct. Această generație este distrusă, din punctul meu de vedere că a fost profesor. Drept care speranța mea este că românii plecați în afară cu milioanele acolo unde i-a împins nevoia, se vor întoarce. Se vor întoarce cu toată experiența acumulată acolo, în Spania, în Italia, în Statele Unite, în Germania. Și vor face ceea ce noi n-am fost în stare să facem. Adică vor repune lucrurile la punct și vor reporni motorul acestei țări ca Românie pentru toți românii, indiferent de etnie și de cum îi cheamă. În ceea ce privește manifestarea de ieri, a fost o bătaie de joc. Armata nu a trecut. E prima dată când îi dau dreptate lui Băsescu, adversarul nostru de întotdeauna. Armata nu a trecut pentru popor pe sub arcul de triumf. Ba mai mult, au fost voci care au spus că armata n-a avut niciun rol. Îmi pare rău. Nici la așa zisa Revoluție din 89. Dacă nu era armata, nu era nimic. Și domnii în cauză n-ajungeau mai mult decât ceea ce ajunseseră sau ce erau înainte de 89. Astăzi sunt miniștri și au senzația că le-a crescut capul, că sunt genii și că locul lor li se cuvine. Nu. Fără sacrificiu fraierilor,
care înseamnă cetățenii României ieșiți în stradă, civili și militari, nu s-ar fi ajuns la dezastru de astăzi. Apropo, pe 24 noiembrie, noi în pandemie, ați dat exemplu, imagini de la marșul nostru din 4 noiembrie. Pe 24 noiembrie am făcut un marș comun cu revoluționarii militari și revoluționari umăr la umăr. De la așa zis, un secretar de stat pentru revoluționari de la așa zis, Casa Presei Libere, care tot Casa Scânteie a rămas, până la guvern și de acolo la Ministerul Muncii. Amintindu-le că noi am fost fraierii din stradă, că și militari au murit 247, autosinuciși, cum spun unii, cu un glonte pe sub cască între ochi. Ca să terminăm poveștile astea, pentru că noi am spus-o de mai multe ori, au fost peste 120.000 de luptători profesioniști, aparținând tuturor armatelor, statelor celor membre ale celor două tratate, care erau în țară încă din luna iunie la recunoaștere de obiectiv, pe post de turiști și care și-au bătut joc de noi într-un război al stelelor. La noi s-a experimentat, la alții s-a dus. Furtul de voturi la noi s-a experimentat, acum s-a aplicat în Statele Unite. Eu ca istoric nu pot să nu văd coincidențele. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați putut înlesni această întâlnire cu, zic eu, cel mai mare istoric pe care România l-a avut vreodată, pentru că tot ceea ce am citit este foarte, foarte bine documentat. Vă mulțumesc, mă simt extraordinar de onorat. Dacă o să ne dea din regim un pic de timp, aș vrea să îi mulțumesc și domnului Emanuel că a însoțit această triadă, ca să zicem. Și din toată inima vreau o altă emisiune, pentru că asta a fost specială pentru 1 decembrie cu domnul colonel. Mi-aș dori din toată inima în continuare să putem să facem aceste cărți, eu am doar două, sunt trei, să poată fi făcute audio, pentru că va ajunge mult mai ușor la urechile omului atunci când mergi și conduci o mașină, să poți auzi istoria românilor scrisă de domnul doctor Mircea Dogaru. Cereți-i domnului Gianni Florescu, are mai multe. Da. Facem și noi ce putem pentru românii din Castellón. Mulțumesc din suflet domnului colonel, pentru că astfel de momente în viața unei persoane sunt unice, sunt momentele pe care noi, oamenii, ar trebui să ni le dorim, să ne întâlnim cu cei care au ceva de spus pentru noi ca și persoane, cât și pentru noi ca și popor la nivel mondial. Cred că lecțiile de istorie ale domnului colonel doctor Mircea Dogaru sunt foarte importante pentru a fi traduse și împărtășite și celorlalte națiuni. Pentru că nu sunt informații pe care le ai așa, pe la colț de stradă. Nu e un ziar, nu este o broșură. Vorbim de istorie și istorie care implică mai multe națiuni, nu numai cea română. Aș reaminti și lui Gianni și tuturor românilor cuvintele lui Mihai Viteazu înainte de declanșarea bătăliei de la Schellenberg, de fapt ordinul de luptă. Cu noi e dreptul și dreptatea. Cu noi e cauza cea bună. Cu noi e Dumnezeu. Soarta noastră se va hotărâ nu pe 6 decembrie, ci pe 14 decembrie la Curtea Supremă a Statelor Unite. Din păcate. E timpul să ne ocrotim singuri și să-L ocrotim și pe Dumnezeu. Tot din păcate.